Jucătoarea de tenis de masă Eliza Samara gustă din plin efectele măsurilor de relaxare din partea autorităților române. După 2 luni de izolare, perioada în care a trebuit să se pregătească acasă în compania unui robot, sportiva de la clubul Steaua București a revenit la antrenamente în aer liber la malul mării. Cu biletul de la Jocurile Olimpice în buzunar, Samara privește de la Constanța cu relaxare și încredere spre următoarele competiții și e convinsă că anul viitor la Tokyo își poate trece în palmares medalia mult dorită. Eliza, azi se împlinesc 3 ani de când ai semnat cu clubul Steaua. Ce reprezintă pentru tine faptul că ești la cel mai titrat club din România? Sincer, mă simt foarte mândră pentru că fiecare sportiv și-ar dori ca să ajungă unde sunt eu. Cum a fost revenirea la antrenamente alături de antrenor și de stafful tehnic după cele 2 luni de izolare? M-am bucurat să-i revăd. Primele 2 săptămâni a trecut foarte repede pentru că imediat mi-am găsit activități. Mi-am achiziționat bandă de alergat, bicicletă, benzi, elastice, să nu-mi ies din mână, cum se spune. Însă n-aș vrea să mai trec prin asta. Știu că în perioada de izolare ai folosit un robot pentru a te antrena. Cum a fost acele antrenamente sau meciuri pe care le-ai disputat cu robotul? Noroc cu amicusul, da, cu robotul. L-am primit de la sponsor din Germania și recunosc că m-a ajutat foarte, foarte mult să umblu la finețe. Mă bucur că am scăpat de robot și că pot să mă întâlnesc de la masă cu colegii. Ce fel de pregătire faci acum la malul mării? Am optat și optez cât mai mult pe fizic. Jocul merge, să revii, dar cu fizicul este mai greu ca să se revii. În aceste 3 luni am făcut foarte multe prevenție la spate, la genunchi, să nu mă doară și pot să zic că asta chiar mi-a de folos. Care este lucrul care ți-a lipsit cel mai mult în cele 2 luni de izolare? Oamenii, pentru că eu oriunde merg vorbesc cu lume, chiar dacă nu cunosc. Din punctul tău de vedere, este bine că s-au amânat Jocurile Olimpice pentru anul viitor? Da, norocul nostru este că ne-am calificat. Dacă nu ne calificam din luna ianuarie, trebuia să mai stăm încă un an cu stres, cu emoții, doar cu gândul acela de a ne califica. Este un an, o să o iau eu ca pe atare, mă antrenez, poate că mai bine așa. Rămâne în picioare obiectivul de a cuceri o medalie la Tokyo anul viitor? Eu zic că acest an e binevenit, avem timp să ne antrenăm și mai mult, să punem la punct ceea ce e depus și da, de ce nu, poate mai mult ca niciodată.